Am băut lapte de panda, am băut lapte de creeper și a venit momentul să merg în Nether. Dacă consideri amuzant acest episod, apasă butonul de subscribe, apasă și pe like, pentru că pe mine mă ajută, iar pentru tine e gratis. Bucură-te de acest episod. Wow, 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 armată de scheleți acolo. Doamne, uite cum stau toți. Trebuie să am grijă, trebuie să am grijă. Sau aș putea să mă bat cu ei, să le iau laptele. Am sabie. Trebuie să mă duc să-mi fac o sabie repede. Sabie. Și am nevoie și de un târnacop, de un pickaxe mai bun. Cred că o să iau niște lemn. Dar trebuie să beau ceva. Ca să iau lemnul trebuie să beau ceva. Cred. Nu. Zombalău e în spatele meu. Băi, Mârlanu, are sabia în mână! Dă-mi sabia, zombaleule! Chiar mi-a dropat sabia! Ce zombie de treabă! Ia să-i beau laptele lui de zombie. Așa, mă, gata, avem și night vision, avem și putere de atac. Și aș putea să o dau repede cu ăștia. Au, cât sunt, au, trebuie să mă ascund după copac. Nu mai da. Mamă, câți erau, bă. Și am rămas și cu poison, dar am rămas în viață. Trebuie să mai scap de niște chestii și anume cred că aș putea să scap de asta, de exemplu, de sugar. Așa, sătene, ce te uiți la mine, sătene? Păi oare cum ar fi să-mi dea, de exemplu, lapte de sătean? De unde mai trage, mă? Uite-l pe ăsta aici, bă. Vino aici, scheletule. Crezi că vii tu să tragi așa în mine? Nice. Avem acum niște lapte de schelet aici. Da, astea nu le-am aruncat, din păcate. Trebuie să le rearunc. Ăla o să-l țin, că poate o să am nevoie. Mai am și niște pâinică, gunpowder, așa. De asta aș putea să mai scap și de asta. Bun, momentan cred că doar de astea scap. Și să mai iau niște lapte de schelet. Dar unde e sătene? Săteanul ăsta se uita la mine prea dubios. Cum ar fi, de exemplu, să pot să fac rost de lapte de sătean? Sătene. Băi, s-o tirat, mă, săteanul ăsta. Jur că era aici săteanul. Ia să-mi pun și eu spawn point-ul aici. Băi, de ce a fugit săteanul de mine? Sătene, unde e? Sătene, unde te-ai dus? Vreți să fii dus undeva? Uite, bă, ăsta și-a pus purcei pe... aici, pe masă. Dă purcei jos de pe masă. A fugit săteanul. Oh, nu! De unde fac rost de un alt sătean? Vreau să văd dacă săteanul dă lapte sau nu. Păi, dar s-a tirat, bă. Sau l-a fi bătut scheletul și n-am văzut? A, uite-l! Am văzut un sătean. Nu știu dacă e același, dar... vin aici, sătene. Unde crezi că te duci? Tu dai lapte? Dai lapte, sătene? Nu a dat lapte, bă. Băi, săteanul nu a dat lapte. What? Deci săteanul nu dă lapte din ce am văzut. Sau poate nu a dat ăsta. Hai să mă uit să văd dacă mai găsesc vreun sătean. Nu mai e niciun sătean. Nu, băi, deci săteanul nu dă lapte. Hai să ne uităm să vedem ce mai găsim pe aici, prin satul ăsta. Dacă mai găsim ceva interesant. Trebuie să mănânc. Hai să bag niște cartofei. Niște cartofeianu. Se bag așa frumos. Mamă. Dar băi, bă, greu mai cresc copănelele astea. Voi, uitați cât de greu cresc copănelele. Hai, încă două copănele. Una jumate. Mai e ceva interesant pe aici, oare? Oaie. Ok. Aș putea să iau, de exemplu, unde? Am nevoie de niște lapte de schelet din ăsta. Că ăsta îmi dă și viteză. E mai bun nici. Opa, avem un portal spre Nether pe care îl putem folosi. Stai așa. Să-i dau drumul la portalul spre Nether. Așa, mă, gata. Se face și noapte. Avem un domn creeper roade acolo. Uite-l pe domnul creeper. Dar presimt eu că am uitat ceva, nu știu. Am așa o presimțire că am uitat ceva aici în sat. Oh, nu, mă atacă toți. Uite cum vine în spatele meu. Mama, am și creeper în spate. Voi de unde ați venit, sătenilor? Tu, omne, cât săteni aici, bă? Dai lapte, sătene? Nu dă lapte, bă. Niciun sătean nu dă lapte? Oh, m-am întâlnit cu ăștia, mi se părut mie că am mai uitat ceva. Și un iron golem, un iron golem. Aș putea să văd dacă iron golem ăsta îmi dă, ia să vedem. Poate îmi dă și iron golem ăsta lapte. Cum ar fi să-mi dea iron... oh, lapte de iron golem. Ce? Avem lapte de iron golem.
ia uite la aici, băi, lapte de Iron Golem. Mamă, 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 mamă. Oh, mă duc și mă bag direct în Nether. Deci mă duc, dar am nevoie de ceva, am nevoie de ceva până să mă duc în Nether. Trebuie să-mi fac un pickaxe. Am nevoie de un pickaxe. Unde este un crafting table? Crafting, crafting, n-avem crafting? Lemne am, n-am lemne. Holy moly. Mă apuc să dau un copac ăsta repede. Vin ăștia după mine. Trebuie să-l bat pe ăsta, n-am ce să-i fac. Ia de aici. Ia de aici. Sper că nu se strică ăsta dacă dau așa. Nu se strică, bă, nice. Iau niște lemn repede, am nevoie să fac un crafting. Și să pot să-mi fac un târnaș cop. Un târnaș mop repede să-mi fac. Ia să vedem. Unde e lemn? Uite aici. Așa, facem repede crafting-ul. Nu l-am luat, no! Ce s-a întâmplat? L-am luat crafting-ul. Și bun. Și am putea să-l punem undeva aici. Repede facem niște bețe. Avem nevoie de bețe și după aceea putem să facem repede un târnacop de iron. Drăguț. Și hai să intrăm acum în portal. Mergem în Nether. Deja nu mai văd, nu mai văd. Aoleu, se spinuiește cu mine totul. Am ajuns. Sunt în Nether. Un ghast. Mamă, cum ar fi. Nu știu dacă pot să-l bat, că nu știu dacă vine la mine, mărăla. Uite, e unul mai jos. E supărat pe mine. Gastule! E supărat pe mine, gastule? Vine aici, mărlanule, care ești tu, mărlan? Oh, i-am dat bucata? Da, n-o dat lapte. N-o dat lapte, mărlan. Uite, mă, cum trage după mine. Stai puțin, mai gastule. Mai beau niște lapte de ăsta de creeper. Altă treabă, Jekule. Bun, acum... Enderman! Lapte de Enderman. Dați-vă, scheleților. Dați-vă că trebuie să trec. Mama mia, ce cu slow-ul ăsta de la Soul Sand. Vino aici, creepere. Vino aici să-ți iau laptele, creepere. Creepere, pardon, Enderman. Hai că nici nu mai știu cu cine mă lupt. Mama, m-au speriat scheleții ăștia. Vino aici, Endermanule. Dă-mi laptele tău. Endermanule, nu mai fugi, că dau ăștia după mine. Lapte de Enderman. Am laptele de Enderman în mână. Doamne, nu mai trageți după mine, mărlanilor. Aoleu, cum trag ăștia după mine, bă, că nu mă lasă în pace, e plin de scheleți aici. Mamă, lapte de Enderman. Nu cred asta. Mi-a dat foc. E clar. Aoleu, cum trag ăștia după mine. Bă, dar lăsați-mă să trec un pic. Știu ce fac, beau repede laptele de panda și o să supraviețuiesc. Mai dați acum după mine, mărlanilor, care sunteți voi mărlani. Că acum sunt, ia uite-te aici, sunt full viață cu laptele de panda. Nu pot să trag după ăla. Nice. Ce aș mai vrea acum să caut? Aș vrea să mai caut, de exemplu, niște blaze. Cum ar fi să găsesc niște blaze? Mamă. Și după aceea o să încerc toate gălețile cu lapte să văd ce primesc de la... Lapte de piglin? Lapte de piglin? Avem lapte de piglin? Nu avem lapte de piglin. Din păcate piglinul nu dă lapte. Oare pot să-i dau bucata? Nu știu dacă pot să-i dau bucata, gen. Vine aici, mărlanule. Nu cred că pot să-i dau bucata. Ce aș fi vrut? De ce e lapte? E lapte de schelet. Nu-mi trebuie lapte de schelet. Vreau să găsesc un blaze. Vreau neapărat lapte de blaze. Uite, mă, piglinii ăștia, mă. Oare mă mai atacă? Am rămas fără copănele. Stai așa că trebuie să mănânc niște pâinică. Facem așa. Nu mai trage după mine, că degeaba tragi. Nu vezi câtă viață am? Laptele de panda e super OP. Bun, gata. Așa, mă, acum am și pâinică. Și trebuie să caut neapărat. Și sper să și găsesc. Nu, nu. Nici măcar nu mi-a scăzut viața. Holy moly. Mamă, cât de șmecher. Nici măcar nu mi-a scăzut viața, bă. Am dat să sar, dar n-o sărit aparent. Am și fire resist, de fapt. Pot să merg și prin lavă și prin ce vreau eu. Prin ce vreau, mușchelețul meu, pot să merg.
Bun, 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 bun. Trebuie neapărat să găsim niște blazori. Mă duc să caut blazorile și o să revin când le-am găsit. Am reușit, am ajuns. Ia să sar direct, ar trebui să nu-mi scadă viața. Nu mi-a scăzut viața deloc. Mamă, și Wither Skeletoni. Deci o să fie interesant rău de tot. Blaze-ul, 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 blaze-ul. Lapte de blaze? Lapte de blaze, avem lapte de blaze. La ce să renunț? La lapte din ăsta, ia să iau laptele de blaze. Bun, nice. Îmi trebuie repede un pickaxe. Unde să-l pun, unde să-l pun, uite aici. Nice. Sau să mai las spawnerul ăsta de blaze. Aș putea să-l mai las puțin. Uite, dacă îl bat și pe ăsta mai îmi dă. Ăsta nu cred că o mai dropat laptele. Cred că nu dropează direct laptele. Mama mia. Hai să spargem că avem un lapte de blaze. Ne ajunge. Drăguț. Și hai să vedem dacă avem și lapte de Wither Skeleton. Cum ar fi? Parcă aici era Wither Skeleton, țibă. Ia să vedem cum să facem noi. Loc de asta. O să punem asta aici. Uite-l, bă! Uite-l, bă, că vine pe mine! O da lapte? N-am văzut dacă o da lapte. O dat o sabie? O sabie, 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 sabie. La ce să renunț eu? Lapte de aer în golem. Asta e de schelet. E sabie de stone. Nu prea e Caterinca. Nu prea e Caterinca sabia asta de stone, dar e bună să o am la mine în caz de ceva. Și hai să vedem dacă ne mai întâlnim cu cineva pe aici. Dar erau mai mulți Wither Skeleton. Scheleți? Opa, încă un Enderman. I-am dat bucata, mamă, one shot. Și încă o găleată de din asta, cum zice, de lapte de Enderman. Da, am deja o găleată, nu-mi trebuie mai mult. Că vreau doar să testez, să văd cum e laptele de Enderman. Pe aici e închis. Păi, unde sunt Wither Skeletoni? Că erau mai mulți, frate. Mamă, le dau one shot. Erau mult mai mulți. Hai să urcăm pe scările astea. Ce de blaze aici. Mamă, uite de cât lapte de blaze. Ia, magma. Magma, magma. Lapte de magma cube. Na, numai lapte de blaze. Două găleți de lapte de blaze aici. Le țin pentru mai târziu. Mamă, nu pot să cred, bă. Aș mai înfrea niște Wither Skeleton dacă aș mai găsi. Dar nu știu unde s-au dus ăștia. Uite aici încă un Wither Skeleton. Mi s-a stricat și sabia. Hai să iau pe asta la altă. Da, mă, deci nu. Deci Wither Skeletonii nu dau. Deci pot să merg, da. Dă-mi sabia aia. Ui, chiar mi-a dropat-o, nu pot să cred asta. Chiar mi-a dropat sabia. Ce are pe ea? Lutingunu. Interesant. Mă, deci chiar mi-a dropat săbiuța. Mai mult lapte de blaze pe aici sau? Nu, ăștia n-au dropat. Mamă, super greu dropează laptele de blaze. Deci am avut noroc atunci că am bătut primul blaze și mi-a dat laptele direct. Să-i dau și la ăsta bucata. Uite, asta o dropat. Să mai încercăm și la Wither Skeleton să vedem, poate dropează mai greu. Nicio șansă, bro. Piglini? Nici piglini nu cred că dropează. Aici e spawnerul. Aici e spawnerul, bă. Mama mia. Ia asta să-l distrugem. Nice. No, hai să vedem acum. Deci vreau să scap de efectul de lapte de panda. Și ia să vedem. Avem mai multe găleți cu lapte. Din păcate am doar o singură găleată cu lapte, băi. Holy moly. Da, cred că o să fac în felul următor. Cred că o să mă bag în lavă. Dar momentan nu pot. Stai așa, mă. Beau ăsta, mă bag în lavă să mă omoare și după aceea o să mă întorc înapoi pentru că mai am nevoie de o văcuță ceva, să mai fac roze niște lapte. Uite săteanu, bă. Nici tu nu dropezi lapte? Cine poate are ăsta lapte la el, bă? Na, nu dropa nici ăsta lapte. Sătenii aparent nu dropează la... Hai să-l vedem pe ăsta cu Camila. Cu asta, cu lama. Traderul dropează? Traderul lapte oare? Na, nici traderul nu a dropat lapte. Din păcate nu a dropat lapte. Ok, bun, hai să încercăm prima dată laptele de Enderman. Să vedem cu ce ne ajută. Sau ba nu, încercăm prima dată pe asta de Iron Golem.
Hai să-l încercăm pe asta de Iron Golem. Uuuu, viață mai mult aparent. Și îmi dă și putere de atac. Interesant. Nice, 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 nice. Deci îmi dă putere de atac. Aș fi vrut să mai caut o văcuță ceva, să o mulg repede. O văcuță, uite, încă un Iron Golem acolo. Mamă, cum se plimbă Iron Golem ăștia. O văcuță mi-ar fi trebuit, o iță. Văcuță, uite aici văcuța. Bine aici văcuța. Am luat două gălesc cu lapte. Bine, scata, mă, mulți văcuța. Și hai să vedem acum, de exemplu, bem un lapte din ăsta frumușel așa și încercăm laptele de Blaze. O să și dau la ăla. Uuuu, stai așa, fire resist. Vino aici, mărlanule. Deci, mă, fire resist am. Am jump, adică sar mai sus. Pe lângă asta am night vision și am și slow falling, adică cad așa mai lent, ca să nu-mi iau damage. Mamă, băi, super tare și laptele de Blaze. Îmi place. Hai să mai bem acum un lapte normal. Să vedem ce lapte mai avem. Deci mai avem de schelet. Mai avem ceva ce am ratat? Nu cred. Nu. Și acum a venit momentul să încercăm laptele de Enderman. Cum ar fi să mă pot teleporta? Opa! Deci, mamă, laptele de Enderman e destul de bunicel, sincer să fiu. Dar era fain dacă îți dădea și viteză. Deci ai... ai săritură, ai attack damage și ai night vision. Interesant, sau dacă te lăsa de exemplu să te teleportezi. Mama, cum era să te poți teleporta cu laptele de Enderman. Băi, super, super tare. Cam asta a fost episodul Hudinașilor. Rupeți acolo butonul de like, de subscribe și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Și pe Instagram, haideți cu un follow, hudini.insta. Zbaii!